Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la ora știrilor. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică va examina astăzi în regim de urgență solicitările a doi operatori privind majorarea tarifelor la energie electrică. Compania Premier Energy a cerut un tarif de 4,88 lei pentru un kilowatt-oră, adică o creștere cu 1,73 lei pentru consumatorii casnici, ceea ce înseamnă o majorare cu 35,5%. Ce ține de FE Nord solicită un tarif de 6,03 lei pentru un kilowatt-oră, practic dublu comparativ cu tariful actual de 3,21 lei per kilowatt-oră. Datele au fost publicate pe site-ul ANR. Ultima dată, tariful la energia electrică a fost majorat la mijlocul lunii octombrie. Atunci, tariful pentru consumatorii casnici ai Premier Energy a fost majorat cu 51 de bani și a ajuns la 3,15 lei pentru un kilowatt-oră, iar pentru consumatorii din raionele de nord, noul tarif a ajuns la 3,21 lei per kilowatt-oră, în creștere cu 35 de bani. Și apa s-ar putea scumpi de 2 ori în capitale. Subiectul cu privire la aprobarea noilor tarife este inclus în ordinea de zi a ședinței extraordinare de mâine a Consiliului Municipal Chișinău. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică își exprimă îngrijorarea în raport cu această intenție și asta pentru că Apa Canal Chișinău activează în baza unor acorduri internaționale de împrumut, iar asta înseamnă că tarifele trebuie să le aprobe ANR, spune reglementatorul într-un comunicat de presă. Operatorul ar fi putut merge la CMC pentru aprobarea noilor tarife și numai după avizul ANR, dacă nu era angajat în înțelegeri de împrumut. Prin urmare, agenția acuză Consiliul Municipal de ingerință în activitatea sa. Deocamdată CMC nu a comentat, iar purtătorul de cuvânt al întreprinderii Apă Canal Chișinău, Nadejda Fotescu, ne-a spus că va reveni cu un comentariu mai târziu. Amintim că la sfârșitul lunii octombrie, directorul întreprinderii Irina Gutnic solicita un tarif de aproape 23 de lei pentru un metru cub de apă față de cel actual de 10,69 lei, invocând scumpirea curentului. În caz contrar, capitala ar putea rămâne fără apă, spunea ea. Potrivit ANR, administrația Apă Canal Chișinău este vinovată de situația dificilă în care s-a pomenit pentru că a admis o serie de nereguli. La Naslavcea nu au fost depistate substanțe sau obiecte explozibile în locul în care o rachetă a căzut luni. Declarația a fost făcută de Ministerul Apărării după ce geniștii Armatei Naționale au verificat teritoriul respectiv. Instituția a anunțat că zona este sigură și nu prezintă pericol pentru populație. Totodată, în contextul incidentului respectiv, Ministerul Apărării informează că sistemele de supraveghere antiaeriană ale Armatei Naționale nu au detectat zboruri ilegale în spațiul aerian al Republicii Moldova. Amintim că acum câteva zile o rachetă a căzut în extremitatea de nord a localității Naslavcea din țara noastră, aflată la granița cu Ucraina. Zona a fost izolată, iar geniștii au cercetat terenul. Potrivit Ministerului de Interne, obuzul ar fi rusesc și a căzut după ce a fost doborât de sistemul antiaerian ucrainean. Instituția a precizat că nu au fost înregistrate victime, dar mai multe geamuri ale unor locuințe din Naslavcea au fost sparte. Deputatul democrat Vladimir Andronachi, în privința căruia există un mandat de arest, a fost reținut în această dimineață pe sensul de intrare în țară prin punctul de trecere a frontierei Criva-Mamăliga. El a fost condus la Procuratura Anticorupție, a anunțat poliția în jurul orei 8. Mai apoi, șeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a declarat într-un briefing că autoritățile din Ucraina l-au declarat pe Vladimir Andronachi persoană indezirabilă pe teritoriul său și l-au extradat. Șeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a menționat că ex-deputatul PD a fost reținut pe sensul de intrare în țară la frontiera cu Ucraina. Ce știm de la oficialii ucraineni este că autoritățile din Ucraina l-au declarat pe Vladimir Andronachi o persoană indezirabilă și l-au expulzat de pe teritoriul lor.
Învinuitul este considerat un apropiat al ex-liderului Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și figurează în mai multe dosare penale distincte, inclusiv două numite generic, frauda bancară și metal feros. Procurorul Octavian Iachimovski, responsabil în dosarul frauda bancară, a precizat că Andronache este învinuit de escrocherie în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale și spălare de bani. Ce se întâmplă acum? Dumnezeu este escortat la sediul Procuraturii Anticorupție. Aici îi vom aduce la cunoștință ordonanța de punere sub învinuire, deci va fi pus oficial sub acuzare, după care dumnealui va fi escortat la judecătorul de instrucție, care va duce la cunoștință mandatul de arestare. Deci, începând cu ziua de azi, curge termenul 30 de zile de arest a domnului Vladimir Andronache. Într-o postare pe Facebook, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a scris că deoarece în privința acestuia sunt inițiate mai multe cauze penale, Andronache urmează a fi deferit justiției. Mandatul de arestare pe numele lui Andronache în dosarul Metal Feros a fost emis în luna aprilie a acestui an. El este bănuit că împreună cu alte persoane ar fi provocat prejudiciu statului de 736 de milioane de lei. Ce ține de dosarul fraudei bancare, fostul deputat împreună cu soția acestuia și juristul de încredere al familiei și administratorul unei companii au fost puși sub învinuire pentru că ar fi sustras aproximativ 32 de milioane de lei de la Banca de Economii sub falsul pretext al unei pretinse investiții efectuate la respectiva instituție financiar-bancară. Anterior, Andronache a declarat că este nevinovat și nu are vreo legătură cu frauda bancară. În luna august a acestui an, avocatul lui Andronache a declarat că politicianul și ceilalți doi acuzați resping toate acuzațiile aduse în dosarul Metal Feros. Fostul președinte Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu. Ședința de judecată de la Curtea Supremă de Justiție, la care magistrații urmau să examineze anularea măsurii preventive pe numele său, a fost amânată pentru vineri 4 noiembrie la solicitarea avocaților, care au motivat că sunt implicați în alte activități. În acest context, procurorul pe caz, Petru Iarmaliuc, a solicitat ca la următoarea ședință fostul șef de stat Dodon să-i fie oferit avocat din oficiu. Astăzi urmează să fie examinat în cursul nostru, privind măsura de arest preventiv, arestul domiciliu, dat fiind agenda părților, s-a luat decizia ca ședința să fie anulat în ziua de vineri, ora 14. Acuzarea solicitată inclusiv ca să asigure apărători din oficiu în cazul în care apărătorii nu se vor prezenta în mod repetat și data de 4. Cauzele penale se judică în mod de urgență și preferențial dacă sunt persoane în arest. La noi persoana Igor Dodon este în arest și trebuia să avocat să amâne alte cauze și să prezinte ca prin interesele lui Dodon. Igor Dodon este învinuit de corupere pasivă și finanțare ilegală a PSRM. Potrivit procurorilor, acesta acum câțiva ani, urmărind de promovarea intereselor fostului democrat Vladimir Plahotniuc și ale lui Sergei Yaralov, acuzați că ar fi creat și conduceau o organizație criminală, ar fi pretins și acceptat de la ei între 600.000 și 1 milion de dolari pentru finanțarea Partidului Socialiștilor. Fostul șef de stat se declară nevinovat. Yaralov nu a reacționat la acuzații, dar acum câteva zile fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a comentat subiectul într-un interviu pentru Tribuna.md. El s-a întrebat cum procuratura instrumentează învinuirea adusă lui Dodon, fără ca el să fi dat o declarație în acest sens și ce alte probe au pus procurorii. Anterior, fostul deputat Iurie Reniță a prezentat niște acte care ar dovedi că pe 9 iunie 2019 Plahotniuc împreună cu Sergei Yaralov ar fi fost audiați de Dumitru Ciuca, ofițer de urmărire penală detașat în Procuratura Anticorupție. La această oră, oamenii legii efectuează percheziții la sediul Partidului Șor din capitală. Informația a fost oferită de reprezentanții formațiunii. Nu se știe deocamdată în ce context sunt efectuate perchezițiile. Am telefonat reprezentanții CNA și SIS și purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Violina Moraru, pentru a afla mai multe detalii, însă nimeni nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre. Cu detalii la subiect revenim pe parcurs. Amintim că în 20 octombrie, procurorul
Procurorii Anticorupție au efectuat 55 de percheziții la membrii și activiștii partidului politic Șor în cauza penală privind finanțarea ilegală a formațiunii. Atunci, 24 de persoane au fost reținute, iar șeful Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a vorbit despre ridicarea aproximativ 20 de pungi cu 3,5 milioane de lei, bani care ar fi fost destinați participanților la proteste. Ulterior, într-un video publicat pe Facebook, Ilan Șor a confirmat că a expediat 5,5 milioane de lei și nu 3,5 milioane, așa cum vorbește procuratura, pentru transportul și hrana celor care vor să participe la proteste, dar nu o pot face din cont propriu. Ieri, Procuratura Anticorupție a anunțat că după finalizarea numărării banilor, în pungi erau peste 4 milioane de lei și 4.000 de dolari. Ilan Șor a declarat că perchezițiile care au avut loc ar fi fost făcute la indicația guvernării, iar adevăratul motiv pentru care se recurge la asemenea măsuri este teama de proteste. Procuratura a respins orice imixiune în activitatea sa și a precizat că are dovezi care ar confirma vinovăția celor învinuiți. Iar reprezentanții puterii au declarat că afirmațiile politicianului sunt aberații. Șeful statului a declarat mai înainte că partidul Șor organizează proteste deoarece nu își dorește ca autoritățile să înfăptuiască reforma justiției. Un șofer și-a făcut mașina zob, iar apoi a fugit de la fața locului. Accidentul rutier s-a produs pe o stradă din Bălți. Un Audi s-a ciocnit într-un pilon și s-a inversat. Potrivit poliției, accidentul a avut loc ieri. Poliția din Bălți a fost alertată la data de 1 noiembrie la ora 22:45, precum că pe strada Nicolae Iorga un automobil de marca Audi s-a tamponat într-un pilon, după care s-a inversat. Ajuns la fața locului, polițiștii au stabilit că în interiorul automobilului nu se află nimeni, șoferul a părăsit locul fapt. Momentan, oamenii legii stabilesc toate circumstanțele, proprietarul mașinii, dar și cine a fost la volan. La două zile după incidentul de la școala din Merenea, raionul Anănii Noi, Ministerul Educației anunță că s-a autosesizat. Instituția a declarat că regretă cele întâmplate și de comun cu organul local de specialitate în domeniul învățământului și administrația publică locală din raionul Anănii Noi va monitoriza desfășurarea procesului educațional în această instituție cu respectarea tuturor normelor de securitate și igienă, se arată într-un comunicat. Ministerul a mai menționat că analizează posibilitatea de a identifica spații pentru ca elevii din școala primară să fie transferați în incinta liceului teoretic Emil Nicula din localitate și că deocamdată orele se vor desfășura online. Precizăm că luni, 3 elevi ai școlii din satul Merenea, raionul Anănii Noi, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce peste ei s-au prăbușit bucăți de tencuială din tavan. Incidentul produs în cabinetul de engleză este cercetat într-o ancheta pompierilor. Autoritățile locale au convocat la rândul lor Comisia pentru Situații Excepționale. Administrația școlii nu a fost de găsit pentru a ne oferi un comentariu, iar managerii Spitalului Raional Anănii Noi nu ne-au răspuns pe numerele afișate pe site-ul web pentru a ne spune ce răni au suferit copiii. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu vă dau întâlnire cu noi informații la ora 16:45. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!